Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petre Andrei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere. Mulțumesc Universitatea Petre Andrei din Iași pentru invitație și pentru organizarea acestei conferințe internaționale. Consider că Universitatea Aldo Moro din Bari este pentru mine a doua universitate la care eu privesc. Primul lucrări din tinerețea lui Max Weber, în care tratează tema relației între ordine sociale și personalități, a fost adesea citit în cheie naționalistă, adică apărarea germanismului de infiltrațiile externe. Fundamental printre aceste scrieri este prelegerea academică citită la Universitatea din Freiburg la 13 mai 1895. Textul are două părți distincte. În prima parte există o analiză detaliată a situației din regiunea de est a Reichului, a doua privește în schimb Prusia de Est. În această parte regăsim o triplă contradicție. Prima privește calitatea terenului arabil, a doua cea referitoare la componențe sociale a populației țărănești și, în cele din urmă, al treilea factor este de naționalitate, sau mai exact de prezența germanilor și polonezilor pe același teritoriu. Militorul german se concentrează foarte mult pe această analiză. Unul din elementele luate în considerare este că, cu cât se ajunge în apropierea granței cu Polonia, cu atât procentul populației poloneze crește. Al doilea, care este interesant, este că procentul populației poloneze crește foarte mult în teritoriul în care calitatea pământului este din ce în ce mai slabă. Un alt criteriu de analiză privește suprapunerea unei subdiviziuni economice, satul țărănesc sau moșia nobililor, cu două forme de unitate municipală. Municipiul rural, în care predomină țăranul liber, și moșile, unde muncește cu precădere zilierul. O altă observație a lui Weber este că în zonele fertile, organizate în moșii, munca este asigurată cu pregătire de polonezi zilieri, în timp ce, din potrivă, acolo unde sunt terenuri sărace, predomină polonezii care locuiesc în sate. Weber observă că, pe un sol de bună calitate, nivelul de trai feminin este întotdeauna mai ridicat decât cel al zilierului. În schimb, pe terenul cu valoare mică, nivelul zilierului de viață este mai mare decât cel al fermierului. Concluzia inevitabilă este că polonezii tind să se grupeze în condiții marginale din punct de vedere economic și social, în timp ce capacitățile economice și un nivel de trai relativ mai ridicat sunt toate caracteristicile pe care în Prusia de Vest sunt concentrate în rândul populației de origine germană. Combinația dintr-o înaltă organizare materială a vieții cu așteptările etice nobile și un spirit de libertate nostruită constituie pentru Weber esența germanismului. Există însă un alt aspect asupra căruia Weber se concentrează și anume mișcările naționalităților în respectivele teritorii. Ceea ce se întâmplă constant în regiunile Prusiei de Vest, contrar ceea ce s-ar putea aștepta, este că majoritatea fermilor germani se îndepărtează, emigrând, din zonele cu un nivel sociocultural mai ridicat, în timp ce crește ponderea fermilor polonezi în zone cu indice mai scăzute de dezvoltare socială și culturală. În acest caz, schimbarea în componența naționalității s-a produs într-un proces de marginalizare economică. Întrebarea pe care savantul german și-o pune este cum este posibil ca aceste două națiuni, germani și polonezi, care au coexistat de secole pe aceste teritorii și care, împărțind același mediu, să aibă aceleași oportunități de dezvoltare, să prezinte diferențe atât de marcate. Dar să revenim la începutul textului, unde Weber explică sensul discursului său. El afirmă că cazul concret pe care îl va prezenta, cel al situației din Prusia de Vest, în care există diferențe dure și neobișnuite în condițiile economice și sociale de viață, este un exemplu de discuție mai generală privind rolul jucat
al diferenței rasiale fizice și psihice dintre naționalități în lupta economică pentru existență. E bine, motivul acestor diferențe între cele două grupuri naționale se regăsește, pentru Weber, în capacitatea diferită de adaptare, derivată din caracteristicile fizice și psihologice ale fiecărui grup, la diferitele condiții economice și sociale. Trebuie subliniate două aspecte. Utilizarea termenului de adaptare și referirea la caracteristice fizice și, psihologice. Tema adaptării va fi centrul ulterior al lui Weber, celebrul său Etica protestantă și spiritul capitalismului și cercetarea comandată de Weber social-politic despre industria germană. În primul, Weber subliniază că dificultățile de adaptare a forței de muncă tradiționale la condițiile fabricii moderne nu pot fi depășite decât printr-un un proces educațional care modifică profund personalitatea individuală, selectând și întărind acele caracteristici și mentalități care se adaptează cel mai bine nevoilor producția capitalistă. Unele stiluri de viață modelate de asceza protestanță se dovedesc utile în acest scop. În volumul Metoda și cercetarea în industria de mari dimensiuni, concluziile rezultatelor sondajului asupra industriei germane, Weber clarifică faptul că diferențele de aptitudini naturale pentru a munci în industrie pot fi explicate fie ca fiind dependente de aptitudini ereditare, fie ca un produs al calităților dobândite. Cu toate acestea, se observă că este mai apropiat de a doua ipoteză, a calităților dobândite. Dispozițiile psihofizice care pot avea oarecare importanță pentru adecvarea muncii în fabrica închisă pot fi dobândite pentru o pregătire adecvată sau depinde comportamentele specifice ale stilului de viață al unei anumite populații. Atenționările introduse la nivel metodologic în utilizarea modelului explicativ bazat pe moștenire ne conduc la concluzia că Weber îi atribuie un rol complet marginal. Non è affatto facile formulare un'ipotesi verificabile sulle qualità, su quali qualità sono oggetto di trasmissione. Caracterizzare questo modello appare ingiustificato in progerare, che un domeno potenziale psichico non este deloc ușor de formato ipoteză verificabile asupra căreia calitățile fac obiectul transmiterii ereditare. Criteriile și procedurile științifice de atribuire a persistenței unui caracter al unei populații pe procesul de transmitere ereditară sunt cu totul insuficiente. Cu toate acestea, respingerea acestei ipoteze nu se datorează doar insuficienței bazelor sale teoretice și fiabilității reduse sau deloc a rezultatelor sale practice. Există la Weber un refuz clar și explicit de a întemeia științele culturale, care includ și economia, cu presupuneri extrase din științe naturii. Această respingere este afirmată clar în eseul său din 1908, Teoria utilității marginale și legea fundamentală a psihofizicii. Aceste referințe ne fac să înțelegem motivul circumstanței singulare pe care o găsim în prelegerea sa. Weber menționează ipoteza diferențelor diferențelor rasiale, dar în restul textului nu o folosește niciodată ca un criteriu explicativ eficient pentru acele diferențe pe care le găsește între cele două naționalități. De altfel, în pagina următoare, afirmă, fără alta îndoiel, că aceste diferențe sunt atribuite cerințelor mai scăzute privind nivelul de trai al populației de origine poloneză. Populația germană a fost lovită de o transformare psihologică în masă care a înstrăinat-o total de condițiile anterioare de viață, care formau un singur corp cu vechea și patriarhală relație de dominație și dependență feudală care au unit într-o solidaritate unită, chiar puternic ierarhizată, muncherii și populația rurală. În ultima parte a secolului al XIX-lea, transformarea capitalistă a zonei rurale și prăbușirea prețurilor cerealelor în introducere pe piața mondială unor cantități considerabile de grâu din țările extraeuropene au produs criza ceea ce a supraviețuit încă din hibridul unic dintre libertate și iobăgie, pe care, după reforma agrară, s-a reconstituit comunitatea de interese dintre juncher și țărani.
destrămarea relațiilor tradiționale economice și de putere îl reduce pe fermier la un salariat agricol, dar fără impulsul viguros pe independența economică pe care proletarul industrial adunat în orașe realizează cu conștiința de sine. Acesta este motivul pentru care fermierii germani emigrează. Nu mai sunt capabili să se adapteze la contextul schimbat, în care condițiile de viață suferă o înrăutățire evidentă și sunt înlocuiți de muncitori polonezi care provin într-o țară în care țesutul social, economic și cultural este semnificativ mai scăzut decât nivelul german, se adaptează la condiții pe care oaspeții lor consideră inacceptabile din punct de vedere etic, chiar înainte de cel al salariilor. În acest moment trebuie să facem un pas înapoi și să ne amintim că Weber a fost profesor de economie politică între 1894 și 1899, mai întâi la Freiburg și după aceea la Heidelberg. Prin urmare, în calitate de economist, citește prelegerea în fața unui public de economiști și o face plasându-se printre adepții școlii istorice de economie. Grupul de savanți care se recunosc în acest curent, al cărui exponent cel mai prominent este Gustav Schmoller, critică abordarea reductivă a economiștilor clasici, conform căreia individul este determinat să acționeze numai sub presiunea interesului personal, răspunzând, în schimb, că factorii etici joacă, de asemenea, un rol decisiv în procesele economice. Pe baza acestei propuneri, critica lui Weber la adresa gândirii economice neoclasice a iluminismului, a unui optimism excesiv cu privire la capacității de echilibrare și autoreglare ale proceselor economice, este ușor justificată, fără a-l pune vreodată direct în discuție. Ideea de progres susținută de o competiție care selectează în mod natural pe cei mai buni, un fel de darwinism economic, se dovedește a fi o iluzie, doar dacă se aruncă o privire distrasă asupra dezvoltării istorice a comunităților naționale și nu se ia în acea abstractizare pură ca pe un punct de referință a homo economicus, al teoriei economice dominante. Ceea ce se întâmplă între cele două naționalități din Prusia de Vest este un proces de selecție a cărui rezultat nu este prevalența unor forme mai evoluate de umanitate. Selecția poate funcționa invers, exaltând acele naționalități capabile să se adapteze la standarde de trai mai scăzute, fie datorită organizărilor sociale, fie datorită caracteristicilor rasiale. O regresie în istorie este întotdeauna posibilă. Propunerea lui Weber pentru rezolvarea problemei emigrării țărănilor germani din Prusia de Vest, adică închiderea granițelor, extinderea dreptului de proprietate asupra pământului de stat și colonizarea țărănilor pe pământ fertil de stat, închidem paranteza, au atras acuzații de a fi naționalist și susținător al politicii imperialiste a lui Bismarck. După cum am încercat să argumentez, analiza lui Weber este mult mai complexă și, de asemenea, se intersectează cu analiza istorică a declinului grupului dominant din acele districte, ce anume Juncherii. Germanismul pe care Weber îl interpretează nu este așadar un fapt original, identificator al populației germane. Nu este o presupunere naturalistă din care să derivăm superioritatea unei națiuni asupra altora, așa cum au încercat să facă toate naționalismele europene de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Germanismul lui Weber este un set de procese culturale, politice, sociale, economice și instituționale. Nu are nimic rasial în el. Această lecție importantă a lui Weber nu trebuie uitat. Mai ales într-o perioadă istorică, într-o prima jumătate a secolului 20, în care naționalismul etnic va produce dezastrele pe care le cunoaștem cu toți. Vă mulțumesc! Mai continuăm cu Georgeta Condur, de la Universitatea Petre Andrei din Iași, care ne va prezenta comunicarea, rețelele sociale și mecanismele de alimentare a curentelor suveraniste. Folosesc și eu suportul tipărit pentru a încerca un mai bun management al timpului, pentru că dacă aș prezenta liber, mi-e seama că mă întind prea mult. Așadar, în mai puțin de o lună, Comisia Europeană a declanșat două proceduri de investigare a Meta, compania ce deține Facebook și Instagram, după ce cu puțin timp înainte făcuse același lucru cu TikTok.
Dacă în investigația pornită pe 30 aprilie se vorbește despre controlul dezinformării, despre reflectarea politicului pe rețele și despre posibila tentativă de intervenție din terțe țări, fiind un demers evident legat de riscurile pentru alegerile europene, cea de pe 16 mai mi se pare încă și mai interesantă. Ea se referă, în principiu, doar la protecția minorilor, dar în comunicat se vorbește despre algoritmii care pot genera comportamente adictive și sau întări efectul de gaură de iepure. Probabil Comisia Europeană a beneficiat de consiliere de la experți în domeniul social media și pare dispusă să meargă mult mai adânc, fiindcă, dincolo de efectele maligne ale unor potențial manipulatori, de data aceasta este țintit și suspectat chiar mecanismul de funcționare a social media, respectiv algoritmii. Efectul găurii de iepure, o sintagmă preluată din Alice în Țara Minunilor, nu este unul riscant doar pentru minori. El se referă la mecanismul psihologic de urmărire constantă și repetitivă a unui conținut perceput ca similar, persoanele respective rămânând practic blocate în acest timp de comportament și afundându-se tot mai mult într-o zonă tematică din care se desprind foarte greu. Caitlin Woolley și Marisa Sherif au publicat un studiu pe această temă, al cărui titlu începe chiar așa, Down a Rabbit Hole, în care se arată cum consumul unui tip de conținut determină consumul ulterior al aceluiași tip de conținut, lucru valabil nu numai pe rețelele sociale, dar mai puternic aici din cauza unor factori ajutători. Ajungând la tema lucrării, este relativ ușor de constatat și chiar cuantificat proliferarea mișcărilor suveraniste pe rețelele sociale, dar este necesară o anumită prudență metodologică atunci când analizăm care este legătura între ele, fiindcă nu există încă un consens sau suficiente cercetări aplicate asupra felului în care funcționează această relație. Versiunea minimalistă ar fi ca aceste mișcări suveraniste, apărute din diverse cauze obiective pe care nu le analizăm aici, pur și simplu folosesc oportunitățile oferite de rețelele sociale pentru a se organiza și a comunica. Dar această versiune nu ar explica de ce nu sunt capabile toate mișcările politice și culturale, inclusiv cele moderate, să beneficieze de aceste oportunități în aceeași măsură. Nu avem niciun fel de date care să sugereze că purtătorii de mesaje suveraniste ar fi pur și simplu mai buni comunicatori decât ceilalți. Dar uneori am putea spune chiar dimpotrivă. În opinia mea, studiind concluziile reieșite din diverse cercetări, este mai mult decât atât. De fapt, se cristalizează teoria că rețelele sociale nu reprezintă doar un vehicul neutru și pasiv al ideilor promovate de aceste mișcări, ci un participant activ la crearea mișcărilor care promit, într-un fel sau altul, preluarea înapoi a controlului de la niște forțe interne subversive sau de la niște forțe și structuri supranaționale dușmănoase. Deși nu există o intenție în acest sens a companiilor care dețin rețelele. În cele ce urmează, voi prezenta câteva argumente care conduc spre această interpretare, analizând de ce rețelele sociale stimulează în mod special acest tip de mișcări, cum e suveranismul, și voi propune în sinteză 7 factori implicați care acționează concomitent și concurent. Se luăm pe rând, peste unii trecând foarte rapid, fiindcă nu avem suficient timp la dispoziție, la alții detaliem un pic mai mult. 1. Designul rețelelor sociale, care amplifică polarizarea, și procesele de învățare socială. Mai mulți cercetători au constatat că polarizarea politică din lume a crescut dramatic în ultimii ani. Dar ceea ce s-a constatat este în principal o creștere a polarizării politice de tip afectiv, nu ideologic sau partinic, după cum arătau Aengar și colaboratorii. Vorbim de un fenomen de creștere a ostilității generale, a animozității, cu conotații politice, dar fără să fie legată în mod esențial de partidele politice. Evident că s-a încercat și se încearcă adesea cu succes canalizarea acesteia și alimentarea ei pentru a fi folosită de anumite partide, inclusiv de curentele suveraniste. Dar în cele mai multe cazuri, polarizarea există independent de partide sau mișcări organizate, acestea fiind doar niște receptacule și amplificatoare ale sentimentelor de ostilitate preexistente. De aceea ar fi important să vedem de unde apare această ostilitate crescută. Ca orice fenomen psihosocial complex, evident că există mai multe cauze și mecanisme de producere, dar cel puțin una pare să fie legată direct de rețelele sociale. 4 cercetători de la ei au verificat prin 2 studii teoriile recente care afirmă că o creștere a revoltei morale duce la polarizare politică și în cele din urmă la erodarea democrației.
Ei au analizat 12,7 milioane de postări de la 7331 de utilizatori de Twitter, astăzi vedem X, pentru a vedea dacă aceștia au exprimat mai multă revoltă odată cu trecerea timpului și dacă da, de ce. Concluzia studiului a fost că pe rețelele sociale revolta morală se amplifică semnificativ ca urmare a două procese de învățare socială. Primul este o reîntărire pozitivă a unui tip de comportament prin intermediul feedback-ului primit, iar al doilea o ajustare exprimării în funcție de ceea ce utilizatorii percep prin observație ca fiind normativ în cazul grupului mai larg. Fără a numi asta atare, autorii studiului au descris și măsurat de fapt un proces de învățare prin reflex condiționat, mecanismul pedeapsă-recompensă. Se pare că se știe că designul rețelelor sociale este astfel făcut încât avantajează prin expunere crescută exprimarea emoțiilor, precum și verbalizarea acestor emoții în mod tranșant, chiar agresiv. În urma expunerii crescute de către rețea acestui tip de conținut, autorul obține reacții, like-uri și share-uri, pe care le percepe ca pe o recompensă sau este ignorat, ceea ce este frustrant și perceput ca o pedeapsă. În mod natural, individul încearcă să repete și să intensifice acele comportamente care le aduc recompensa. Sistemul recompensei din creier, numit și sistemul mezocortico-limbic sau circuitul cerebral dopaminergic, este, fără a intra în prea multe detalii medicale, extrem de puternic. În diverse experimente făcute de-a lungul timpului, s-a constatat că șoarecii care erau învățați să stimuleze singuri prin eliberarea unor impulsuri electrice acele părți ale sistemului nervos asociate cu recompensa, ajungeau să se epuizeze, nemai fiind interesați nici de nevoile primare, cum ar fi alimentația. Același tip de experiment făcut în subiect uman s-a oprit când aceștia au ajuns să-și neglijeze relațiile familiale și chiar igiena. Pe scurt, activarea sistemului de recompensă are potențial mare de adicție, cum sugera și Comisia Europeană. Concluzia este pesimistă. Singura metodă de limitare a acestui mecanism ar fi renunțarea completă la algoritm. Și în extrem ne-am putea gândi chiar la o renunțare la metodele de gratificație, la impulsul. Realist vorbind, este practic imposibil ca așa ceva să se întâmple. 2. Amplificarea ideilor periferice prin anularea și chiar inversarea spiralei tăcerii. Conceptul propus de Elisabeth Noer-Neumann e ar fi cunoscut și nu are rost să-l detaliez. Ce observăm este însă că, dacă în viața reală indivizii cu opinii marginale sau minoritare recurgeau la tăcere pentru a evita marginalizarea socială, pe rețele, ceea ce am spus mai devreme despre designul lor, face ca tocmai unele opinii periferice să atragă mai mult atenția, să genereze mai multă angajare și, ca atare, să intre într-o spirală de promovare de către rețeaua socială. 3. Evitarea disonanței cognitive. Din nou, teoria propusă în terminare 50 de Leon Festinger e binecunoscută. Indivizii caută metode de evitare a informațiilor neconsonante cu cele anterioare, care le produc o stare de disconfort psihic. Acest mecanism conduce pe rețelele sociale la formarea unor bule și, în cele din urmă, la o ineficacitate a metodelor de contracarare a dezinformării. Paradoxal, tocmai rostogolirea intensă a avertismentelor referitoare la magnitudinea dezinformării îi permite individului să respingă tot ceea ce îi creează disconfort ca fiind fake news. 4. Intervenția facilă a unor agenți rău intenționați, fie agenți individuali cu anumite interese, fie agenți statali. Existența unor astfel de demersuri a fost dovedită și în unele cazuri, conturi și grupări de acest tip au fost eliminate de companiile care dețin rețelele sociale. Dar lupta este inegală și fără a lua apărarea acestor companii, e greu de oprit apa acoperind găurile cu degetul, când digul are găuri peste tot. Nu e vorba doar de Rusia. Un studiu făcut de Bradshaw și Howard în 2017 estima că în China există aproximativ 2 milioane de troli plătiți să manipuleze rețelele de socializare. Nu prea sunt la vedere, cel puțin pentru publicul occidental, și poate că cei mai mulți se ocupă de piața internă chineză. Dar din 2 milioane ne putem întreba cât ar putea totuși ținti acum sau în viitor publicul altor state. Tot în 2017, o studie estimată din circa 47 de milioane de conturi Twitter existente în acel moment, aproximativ 15% erau boți. Am putea suspecta că aceste studii exagerează, dar după cum reiese chiar dintr-un raport publicat de Facebook,
În perioada 2018-2022 au fost șterse câteva miliarde de conturi false, dintre care 99,5% erau înregistrate de companie și sub 0,5% raportate de utilizatori. Așadar, magnitudinea fenomenului conturilor false e mult mai mare decât am crede. 5. Facilitarea și amplificarea dezinformării. Pentru că s-a vorbit mult în ultima vreme despre acest fenomen și pentru că unele dintre explicații rezidă în faptul menționat anterior, aici o să dau doar câteva cifre. Astfel, dintr-o cercetare Pew Research, reieșea, de exemplu, că 84% dintre americani se declarau foarte încrezători sau oarecum încrezători în abilitatea lor de a detecta știrile false, dar, pe de altă parte, dintr-un studiu Ipsos Public Affairs, din același an reieșea că titlurile care conțineau știri false îi păcăleau pe subiect în 3 din 4 cazuri. De asemenea, s-a constatat că cititorii site-urilor de știri citesc în medie doar 28% din textul știrii online. Folosirea telefonului accentuează smartphone-ul accentuează riscurile. Conform unei informații oferite de Reuters în 2020, în România 67% dintre români foloseau telefoanele mobile pentru a accesa știrile online. Probabil că procentajul a mai crescut de atunci. O cercetare făcută, de exemplu, de Salvați Copiii constata că jumătate din tinerii români între 12 și 19 ani verifică rar sau niciodată dacă informațiile primite sunt sau nu adevărate. 6. Mitul lipsei de educație sau al lipsei competențelor digitale ca factor exclusiv de vulnerabilitate pe rețelele sociale. O să sar foarte mult aici. E vorba de o cercetare care a arătat cum elevi și studenți în alte țări erau victime foarte clare ale manipulării, nu făceau nici diferența între conținut plătit, conținut jurnalistic. Chiar dacă uneori au văzut semnul, nu înțelegeau ce le prezintă, nu făceau deosebirea după site de între credibilitatea unor organizații și așa mai departe. Și o să vorbesc foarte pe scurt despre o cercetare făcută chiar de mine și făcută chiar în sala aceasta. În cadrul unui workshop referitor la dezinformare, la care au participat 28 de elevi de la diferite licee foarte bune din Iași, pe care l-am ținut, cum spuneam aici, în cadrul unui program al American Council for Education, am efectuat un experiment. La începutul workshop-ului, am întrebat elevii dacă se consideră vulnerabili la dezinformare în rețelele sociale. Toți s-au declarat încrezători în capacitatea lor de a depista dezinformările, unul singur fiind ușor nesigur. Ulterior, pe parcursul workshop-ului, elevilor li s-au arătat 17 fotografii, însoțite de o descriere a conținutului, dintre care doar 9 erau adevărate, restul reprezentând dezinformare, poze trucate sau creații de inteligență artificială. Li s-a cerut elevilor, preveniți asupra situației, să indice care credei că sunt reale și care nu. Statistic ar fi existat în principiu o probabilitate de 50% să indice la fiecare fotografie răspunsul corect, dacă ar fi făcut-o chiar fără să se uite la imagine. Nu numai că în cele mai multe cazuri le dau indicat greșit categoria, dar procentajul de introducere în categoria nepotrivită a fost între 75 și 93% la fiecare fotografie, mult peste așteptarea statistică. De asemenea, nu numai că nu a existat niciun singur elev care să încadreze corect toate fotografiile, dar nu a existat niciun singur elev care să încadreze corect măcar jumătate dintre fotografii. Evident, scopul declarat al experimentului a fost de a prezenta importanța documentării și verificării surselor, chiar atunci când mi se pare că suntem competenți și în a detecta falsurile. Trecem la ultimul punct, singurătatea, dar nu cel din urmă, singurătatea și distrugerea țesăturii sociale, în sensul descris de Hannah Arendt ca precondiție a aderării la mișcări totalitare. Singurătatea de care vorbim e una călăgioasă, plină de notificări, de scandaluri, de cercuri. E diferită de solitudinea autoreflexivă. S-a constatat că, paradoxal, cu cât oamenii petrec mai mult pe rețelele sociale, cu atât sentimentul de însingurare crește, fiindcă lipsesc contactele interumane cu semnificație, dar și necesarul timp de a sta singur cu gândurile noastre. Se produce un proces de izolare a minții, atât de ceilalți cât de noi înșine, ca să o cită din nou pe Arendt. Din acest punct de vedere, pandemia de COVID-19 a avut efecte dezastruoase. O cercetare efectuată de John Cacioppo și colaboratorii cu ajutorul neuroimagisticii arată că atunci când un individ se simte singur, el se percepe și ca aflat în nesiguranță.
Chiar dacă nu este într-un pericol fizic concret, singurătatea face mintea și corpul să caute mereu pericole potențiale și să primească semnale de alarmă. Dezrădăcinarea de care vorbea și Arendt și care descrie experiența de a fi deconectat nu numai de ceilalți, ci și de tine însuți, conduce la tribalism și mai rău chiar la totalitarism. Un studiu efectuat de cercetători de la Rand Corporation sugera că singurătatea și excluderea socială pot duce la adoptarea unor puncte de vedere extremiste și la radicalizare. Aceste mecanisme se pliază perfect algoritmii rețelor sociale, care pe de o parte alimentează ideea existenței unor pericole exagerate și pe de alta oferă pe tavă utilizatorului soluția, mișcarea politică sau grupul care rezolvă situația și de obicei sunt soluții simple pentru probleme complexe, cum face și suveranismul. Iar odată citite, apreciate sau distribuite astfel de mesaje, rețeaua le propune mereu și mereu utilizatorului, care alunecă încetul cu încetul în gaura de iepure. În final, unii sperau că partea bună a rețelelor sociale ar fi că măcar stimulează angajamentul, fie civic sau politic. Totuși, eu nu consider că rețelele sociale creează un angajament real sau stabil. Din punctul meu de vedere, angajamentul pe rețelele sociale este mai degrabă echivalentul junk food-ului. Arată mâncare, îți potolește foamea pe moment, dar are valoare nutrițională mică, nu te hrănește corespunzător. Mai mult, poate să aibă ulterior consecințe negative asupra sănătății dacă este utilizat excesiv ca unic mod de alimentație. În concluzie, opinia mea este că e vorba de mișcări politice de tip fast food. Am intitulat comunicarea mea în acest fel, pentru că personal oscilez între a considera suveranismul ca fiind o ideologie, sau dacă nu cumva suveranismul este doar un curent de opinie, de studiu împărmășit de idei, care aspiră la devenire ideologie. Argumentul fiind următorul. Nu știu ce soluții specifice, cu ce soluții specifice vor veni partidele care se autointitulează suveraniste în România, deci soluții specifice diferite de naționalism, de clasicul naționalism. Că opinia mea este că, de fapt, toți suveraniștii se autointitulează ca atare, suveraniști, tocmai pentru a evita eticheta de naționalism care frizează ideea de nazism. Ca să evite cumva această etichetare. Din punctul meu de vedere, cred că putem să subsumăm termenul de suveranism unui curent de propagandă care are ca principal scop să acrediteze ca fiind legitimă pe agenda publică o pseudocriză, o pseudoproblemă, niște false primejdii și niște dușmani închipuiți. Spre exemplu, în România, până acum câțiva ani, cu termenul de suveranist sau cu termenul de suveran, erau identificați niște cetățeni mai curând anarhici. Erau așa, și sunt și acum, așa numiți cetățeni suverani, care apăreau la știrile din mass media pentru că conduceau mașini nematriculate, nu aveau permis de conducere, refuzau să plătească impozit. Ăsta era termenul. Acum câțiva ani, însemnând în 2017-2018. Ideea de suveranism sau termenul de suveranism a explodat brusc după pandemie, în special după pandemie. Bun. Trebuie să mai recunoaștem un lucru. Faptul că acest curent de propagandă se articulează totuși un fenomen și un proces extrem de real, care este globalizarea. Este globalizarea. Globalizarea o definim foarte simplu ca deschiderea piețelor și interconectare și interdependența economiilor naționale. Că globalizarea economică este o chestie reală, am aflat în pandemie când s-au tăiat fluxurile de mărfă. Da? Dar
suveranismul și cei care se autointitulează suverani atribuie acestui proces real de globalizare o intenție ocultă. Și anume o intenție de globalizare politică pe care o numesc globalism. Încât globalizare politică pe care îl intitulează globalism. Asta este până la urmă definiția. Încât dacă în 1989 s-a terminat cu bipolarismul celor două sisteme de guvernare a democrațiilor populare și a democrațiilor liberale, avem de a face acum cu un soi de reviviment al bipolarismului, numai că termenii polari sunt suveranism, globalism. Și vă spun lucrurile astea pentru că aceste teme sunt prezente în toate discursurile partidelor suveraniste din România și în mass media și pe rețelele de, pe rețelele de socializare, pe TikTok, pe YouTube, peste tot. Deci ar fi un neobipolarism în care capetele polare ar fi suveranismul și globalismul. Bun, dacă considerăm, spre exemplu, fenomenul de globalizare unul real, suveranismul n-ar fi altceva decât o reacție de apărare. O reacție de apărare și de autoprotecție împotriva acestei pseudo-globalizări politice. I-am adus în atenție, deci am adus în atenție, în atenția dumneavoastră, pe acești cetățeni suverani, anarhiștii, pentru că prezența lor și acțiunile lor au darul să relieveze niște lucruri extrem de importante. Și anume, că natura instituțiilor sociale este de ordinul consimțământului, a consensului și a credințelor și convingerilor, care sunt socialmente împărtășite. Deci, natura instituțiilor este de ordinul consensului, a credințelor și a convingerilor. Altfel spus, instituțiile nu sunt naturale în sensul în care un cutremur este natural. Apoi, instituțiile reprezintă dispozitivele prin care viața societății se autoreglează. Și că în regimurile democratic-liberale, sursa, fundamentul și temeiul legitimității și autorității, puterii și a guvernării, reprezintă tocmai consensul membrilor societății și a cetățenilor. Astfel încât, cel mai important lucru care trebuie relevat și trebuie rostit aici este faptul că încrederea cetățenilor în instituțiile democratice este vitală. Și aduc în atenție acest aspect, adică încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, pentru că este ceea ce atacă în mod privilegiat toți cei care se intitulează suveraniști. Este principala țintă atacată. Cum vă spun sau le iau, ideea, suveranismul, după părerea mea, este doar un curent al deșvaltării de propagandă, de idei propagandistice. Suveraniștii, așa numiții suveraniști, clamează într-o manieră demagogică, adică pretind că prețuiesc suprem, pe de o parte, suveranitatea poporului și libertatea de expresie și de opinie. Toate formațiunile politice, o să le numesc acum aici ca să vedeți și dumneavoastră ce panoplie există în România de formațiuni politice, au apărut 30 în ultimul an. Adică 2023 și 2024. Avem așa, Partidul Dreapta Republicană, condus de Silviu Crăiescu, Partidul Neamul Românesc, Ninel Pea, Coaliția pentru Națiune, Dan Chitic, Blocul Suveranist Român, Florin Iremio, Partidul Reformator, Negre Tudor, președinte, Partidul Uniunea Popular Social Creștină, Partidul Patria, Alianța Național Țărănistă, Radu Gildău,
Ghidău. Partidul Republican, Marian Cucșa. Partidul Forța Identității Naționale al lui Ilan Laufer. Partidul Alianța Renaștere Națională. Partidul Ecologist Român. Și PNSCD-ul s-a alipit, deci Partidul Ecologist Român și PNSCD-ul s-a alipit la Blocul Suveranist Român. Deci Blocul Suveranist Român și Mai există așa, Forța Națională. Partidul România Noastră. Blocul Unității Naționale. Partidul Mișcare Națională. A unui domn care ne-a acționat în judecată, domnul Mihai Tănoveanu, care a acționat la Calea Neamului. Colegii noștri români știu din acțiunile de la cimitirul din Valea Izului. În fiecare săptămână se duce acolo cu cruci, cu steacuri și înlocuiește crucii care... Partidul Uniunea Familiei Românești. Partidul Patrioții Poporului Român, care îl propune ca la președinție pe doctorul Zvan Constantinescu și îl are ca șef de partid pe Mihai Vască, de la Oradea sau de la Arad, nu știu de unde, un individ condamnat penal pentru violență împotriva propriei soții. Există și partide care exprimă totalmente intenția acestui suveranism, acestui curent de propagandă. Există un partid care se intitulează Partidul Roexit. Partidul Roexit. Există un partid care se intitulează pe model american. Partidul Patrioților Canon. Există, de asemenea, ridicol, Partidul Lup. Liga pentru Uniunea Unificare a Patrioților, Partidul Lup. Și există și Partidul Leu. Adică Partidul Legii Educației Unitare. L-au numit așa pentru că acronimul se sună frumos. Firește, nu putem să nu-l amintim aici pe Partidul, să nu amintim aici Partidul Liviu Dragnea, Partidul România Suverană, care provine din Mișcarea România Suverană. Măreața formațiune politică a Bioricăi Dăncilă, Partidul Națiune, Oamenii Împreună. Partidul Noi, tot așa un acronim care se spune frumos. Există o Liga Acțiunii Naționale, a lui Silviu Predoi. Partidul România Puternică. Nu mai amintesc aici, au și Partidul SOS Șoșoacă, pentru că ele sunt foarte cunoscute. Și doar din simpla enumerare a acestor nume, vedeți care sunt valorile prin care se face propagandă în cadrul acestui curent de propagandă. Pentru că se insistă pe națiune, se insistă pe popor, pe patrie, pe familie, pe identitatea națională, pe renaștere națională, România noastră, Uniunea Familiei Românești și toate celelalte valori promovate de suveraniști. Bun. O să revin, probabil o să și închei cu chestiunea asta, pentru că există cel puțin în spațiul public românesc o serie întreagă de agende publice agende publice care cultivă, scot la iveală, amplifică tocmai aceste teme de propagandă. Pentru că sunt teme de propagandă, după părerea mea. Toate aceste partide la care m-am referit aici invocă într-o manieră demagogică exact acel articol din Constituție care vorbește despre suveranitatea poporului. Dar este o invocare demagogică. De ce? De ce este o invocare demagogică? Pentru că ei speră ca prin modelarea opiniei publice, prin modificarea priorităților agendei publice și acelei politice, prin discreditarea și compromiterea instituțiilor și a elitelor democratice, deci prin discreditarea și compromiterea instituțiilor și a elitelor democratice,
vor reuși să schimbe credințele și convingerile și vor reuși să sublineze încrederea în instituțiilor democratice. Încât la alegeri să se creeze o masă critică, da? De să devină majoritar cumva în Parlament și să inițieze o schimbare de regim politic în direcție cumva autoritară, după părerea mea. Așa, pentru că ei invocă demagogic suveranitatea poporului, pentru că poporul este liber și sigur hotărăște care sunt libertățile mai mici sau mai mari. Mai am aici un argument despre felul în care folosesc demagogii libertate de expresie și de opinie. Că, de fapt, se folosesc de această valoare fundamentală a democrației, a regimurilor democratice, tocmai pentru a se apăra de cei care îi acuză că fac propagandă și pentru a iniția procese de tipul SLAP. Procese strategice pentru intimidare. Asta fac. Da. Bun. Ca să revin cumva la tema pe care am anunțat-o, ce clamează toate aceste formațiuni politice și ce clamează acest curent de propagandă? Faptul că globalismul, adică globalizarea politică, ne atacă identitatea. Dacă mai țineți minte, a fost viral și în România un discurs al Georgiei Meloni. Am vrut să-l aduc aici, să-l pun în criza cu traducere. Dar Georgia Meloni articulează acolo o popularitate extraordinară toate temele pe care acum le amplifică suveraniștii noștri români. Exact. Cu maxima acuratețe. Pentru că globalizarea fiind reală, există o temere. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu identitatea noastră? Ori, ce mișcare fac? Deci ce mișcare fac acești suveraniști? Consideră că toate elementele identității noastre sunt atacate de globalism. Cum anume? Identitatea sexuală, biologică și codul genetic. Sunt atacate prin transumanism, postumanism, prin transgenderism, prin LGBTism. Astea sunt elemente care atacă identitatea noastră sexuală și biologică. Deci codul nostru genetic unic. Da. Eu nu spun că nu este reală posibilitatea aceasta a ingineriei sau a bioingineriei, despre care vorbește un star mondial, Yuval Harari. Chestia ridicolă este că suveraniștii noștri îl iau pe acest Yuval Harari ca fiind un ideolog al lui Klaus Schwab, adică a Forumului Economic Mondial, adică a Clubului Bilderberg și a tuturor formațiunilor acestei internaționaliste. De când omul avertizează mai împotriva acestor pericole. Identitatea, deci, ce mai atacă globalismul? Identitatea noastră etnică. Pentru că, știți, au fost acele mișcări cu dărâmarea de statui. Cu trecutul care asigură coerența și coeziunea socială și a identității noastre. Da? Se invocă de asemenea tot împotriva identității, că ar fi atacată identitatea națională, faptul că Uniunea Europeană a renunțat la orice mențiune la creștinism în ceea ce privește constituirea Uniunii Europene. De aceea, una dintre agendele acestui curent de propagandă este agenda consolidării identității naționale, în care se scot în prim plan credința ortodoxă și eroii credinței ortodoxe, eroii naționali,
eroi istoriei naționale. Ceaușescu este văzut ca erou al suveranismului. Eroi culturii naționale. Eminescu, Nichifor Crainic, Aron Cotruș. Închid brusc și abrupt chestiunea asta. Închei abrupt și conchid chestiunea următoare. Deci, din punct de vedere politic, suveranismul este un curent de propagandă destul de amestecat ca idei. Este un curent antimodern, pentru că afirmă existența unor forțe care depășesc și dictează și conduc statele naționale. Este un discurs antioccidental. Este un discurs antioccidental, pentru că instituțiile internaționale sunt denunțate ca fiind conduse de o elită globalistă, nedemocratică. Deci există cred că zeci de articole în mass media românească cu privire la Agenda 2030, în care elita globalistă antidemocratică, nu antidemocratică, nedemocratică, pentru că nu este aleasă o administrație globală, își impune politicile într-o manieră dictatorială, prin pașaport de vaccinare, prin bani digitali, prin supraveghere și toate celelalte lucruri. Oricum, o să aveți plăcerea să citiți articolul ăsta în toamnă la Polis. Polis Plus revine într-un nou sezon. Universitatea Petrean Frei din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și revista Polis vă oferă Polis Plus într-un nou sezon cu o echipă extinsă. Urmăriți și înțelegeți evenimentele săptămânii cu Sorin Bocancea, Doru Tompea, Georgeta Condur, Constantin Ilaș și Florin Chiriac. În fiecare joi, de la ora 18. Polis Plus, un pas spre cetate, un plus de cunoaștere.